Africa, mâncați-ași gura, ta! 20 de milioane, un fraier de ăsta. Hai, tată, cu talent! Ne ducem în 600 de milioane. O nouă curte, o... Este extrem de multă controversă. Măslinii sunt lângă palmieri, deci 4 metri jumătate are înălțime. S-au rupt frunze, bă, efectiv. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Please leave, we are in the emergency area. Așa țipă alarma asta, mâncau artata, te pupă. Bă, a venit în sfârșit ziua, fraților. Uitați-vă ce este în spatele meu, nu vine să cred. Avem 4 palmieri mari, mai avem încă vreo 3-4 palmieri care sunt deja în curte. Aduși cu, uite-te cum arată aia, cu grădini, cu stil, nu înțelegi, și cu palmieri pe ea. Obiectiv vorbind, vă spune fratele vostru, este vorba despre florăria Antoniei, da? Antonia este fata lui Marian. Deci adio grădini cu stil și hau, hau, miau, miau. Antonia's Flower Paradise. Nuțule. Așa se găsește pe Instagram. Ăștia sunt coloșii, bă, băiatule. Dar ce e ăsta, bă, de mila? Ăștia doi de mi-ai trimis în poze. Florian, nu știu, iar îmi dai emoții. Ți-am spus, așa faci tu mereu. Asta e Măslin, nu? Vorbim despre Măslin. Ambii sunt Măslin. Ce ai tu, Măslin? Doi Măslin bonsai. Ambii au 400 de ani. Deci a zis bine Cori. 200 de ani. 400 de ani. Mâncați-aș gura ta, 200 de ani bucata. Bă, mă uitam ieri, mi-a trimis Marian poză cu ăla și mă uitam la poză și zic: "Uite, bă, cât de șmecher ăsta. Eu credeam că are 50-60 de ani, așa reținusem." Și eu am 60 de ani. Și zice nebunul ăsta de fapt că au 200 bucata și era lui Cori și zic: "Uite, bă, ce copac mișto mi-aduce." La care Cori zice: "Dar ce este, mă, un bonsai uriaș?" Și zic: "Bă, mă, că să știu dacă este bonsai uriaș, deci este măslin bonsai el." Măslin bonsai uriaș. Să moară Jacksona, măslin bonsai uriaș, Jonuțule. Ăsta este startul. Acolo este curtea. Avem nici mai mult, nici mai puțin de 5 palmieri artificiali, efectiv distruși de iarnă, Jonuțule. Îl lăsăm pe Marian să înceapă să facă și grădina mea cu stil, Jonuțule, și revenim când este totul pus la punct așa cum decide el. Tată, când vrei să lucrezi cu popa, apoi eu ți-asum că lucrezi cu nebunul. I-am zis lui Marian, zic: "Bă, uite care e faza." Zic: "Facem treaba asta, o facem ca la carte, dar să moară Jacksona, că dacă nu găsim ghiveci albe, nu o mai facem." De ce credeți că a întârziat toată situația atât de mult? Africa, mâncați-aș gura ta, de acolo au venit draci ăștia de ghivece. Deci uitați-vă cât de mari sunt, pentru că problema noastră care era, Jonuțule? Acum discutăm de palmieri naturali. Nu mai putem să avem ghivecele astea pe care le-am eu, ca astea, dacă palmierii ăștia erau naturali, stați liniștiți că nu deserveau niciodată unui astfel de palmier. Pentru că el are nevoie să se hrănească, să aibă ce îi trebuie. Și ghivecele tot naturale sunt, ca să știi. Păi, cum adică sunt ghivece naturale? Sunt ghivece pe care le-am adus special pentru dacă tine. Dacă muști din el? Da. A zis că e și comestibil dacă e natural. Ăștia sunt doi dintre piticuți, Jonuțule. Piticuții care vor fi unul în jardinieră. Piticuții vor fi unul în jardinieră și unul pe colț aici, nu? Unul aici pe colț. Măslinul bonsai, cel pompom. Bun. Va veni aici, cel freestyle acolo, în locul palmierilor pe care ai de plastic, vor fi cei naturali. Bam, bam. Și știi ce? Fii atent, nu vreau să-i pierd pe ăștia, că este păcat de ei. Deci acum facem un fel de before, fraților. Ce se întâmplă? La palmieri ăștia ai mei, care sunt artificiali, se scot frunzele, da? Bun. Eu, putoare ordinară ce sunt, trebuia asta iarnă să scot toate frunzele astea și să le bag în foișor. Evident că nu le-am scos și ideea este în felul următor. Unele dintre ele s-au rupt, le-a rupt vântul, au înghețat, au crăpat. Ei încă mai sunt cât de cât așa decenți și atunci ce o să facem? Pentru că au fost o investiție de, fiți atenți, 20 de milioane un fraier de ăsta, ori 5 sau sunt chiar 6, deci vreo 100 ceva de milioane e păcat. Și atunci o să vorbesc cu băieții lui Marian să facem în felul următor, Jonuțule. Aruncăm tot ce înseamnă frunză ponosită și etc. din ei. Zi, Marian. Propunerea mea ar fi în felul următor. Yeah. Haideți să încercăm să-i coafăm. Pe da? Asta zic, da. Și să dai tu un premium. Da, mă, dăm. Nu, nu, îi dăm pe toți și mai dă și Marian unu sau doi. Bine, mă, vrei să faci un giveaway pe Instagram acolo la tine, faci? Te ții de vorbă că l-ai zis? Fără niciun fel de probleme, le duc la cap. Bine, băiatule. Îi dăm și pe ăștia cadou, mai dau și eu cadou doi palmieri și gata, Jonuțule. Uite, așa o punem și de un concurs acum de față cu voi. Și ce ne rămâne, dacă e să ne rămână, ducem prin spatele curții, Jonuțule, pentru că pe acolo nu ne deranjează și nu deranjează pe absolut nimeni. Acum băieții se chinuie să introducă. De fapt, stai să înțeleg, mamă, cât de tare, ia vino Cori. Deci tu acum ai băgat palmierul acolo și îmi scoți din ghiveci? Cu siguranță, acest palmier va fi scos din ghiveci. Adică totul acum dai ghiveciu și el pleacă pe jardinieră? Pleacă prin jardinieră, da, da. Dar vrei să-ți dau vestea cea bună? Te rog. Vezi că aici scormonește cheluțul ca handicapatul. Vezi, fă ceva să nu îl trezesc că scoate ăsta palmierul. Îți garantez că asta e singura noastră problemă pe care o avem. Cheluțul atât de forță e, încât noi abia făcut 6 și un palmier de ăsta. Cam ăsta este before and after-ul, Jonuțule, de fapt este doar before-ul, after-ul urmează de îndată ce Marian va termina situația. N-avem vreme foarte frumoasă, dar până la urmă tot primăvară este, la câteva zile distanță de vară. Revenim cu curtea Squeaky Clean. Bă, știți de ce este blară toată treaba asta, bă? Pentru că băieții lui Marian sunt grădinari bulgari, bă, băiatule, se vorbește aici în 15 limbi. Ce-a fost, că tot
Băi, mâncați-a și poate face ceva cu măslinul meu bonsai, că mă sparg. Nu te spate la bărbim la cum este exact la etajul 1, vezi, da? Hai, tată! Hai, tată, cu talent! Doamne, măslinul meu bonsai! Aveți milă, bă! Vă-l pune pe balet! Bă, ce dată a apărut și bossul, vă-l pune pe balet? Băi, ce credeați, tată, că noi dăm noi de cap, avem buldo, avem tot ce trebuie, uite-l. Uite-l cum merge și să vă explic. Direct pe palet acolo, de pe palet pe Liza și cu Liza în curte. Hai că audă multă băieții mei săracii astea. Mi-am dat de treabă. Deci, Ionuțule, nu știu cum s-a întâmplat, ce minunăție am făcut, cum am întâmplat-o pe asta din 15.000 de telefoane și de Google-uri și de etc. Dar l-am găsit, frate, fix la Sony, la mama lui, 115 milioane. Un preț chiar mai bun decât ne așteptam, pentru că l-am găsit și la 120, 129. I-am zis lucrurile, deci după regula aia cu laptopul de 200 de milioane, doar pentru că enter-ul este vertical US, nu orizontal internațional, am zis, zic, bă, știi ce? Mă gândeam, zic, dau 9 milioane în plus, prețul standard era 120. Zic, dau 9 milioane în plus, numai să-l găsesc acum. Mi se dădeau termene din alea. Iunie, 32 de zile din ziua comenzii, zic, bă, ești nebun la cap, zic, că e combinația. Și l-am găsit, 115 mili, am venit direct, ne ducem pe cursă, Cionuțule, până acum setup-ul nostru se încadrează la 470 de milioane și dacă luăm și 2470, ne ducem în 600 de milioane, 610 milioane. Dar 2470 deocamdată nu e un obiectiv primordial, de ce? Pentru că încă nu am văzut ce ciclicitate are în utilizare, da? Știu eu cum e, așa mă mint eu, hai că poate nu, că hau și într-o zi cade cu tronc și bum. Abia aștept să vedem, Cionuțule, cum e unul virgin, le virgin, revenim de pe el. Gata, tata, stați așa, să nu care cumva să au cărcotașii pe acolo, ia vedeți-mă, să n-aud, Jonule. Doamne, cât de frumos e mâncat la tata, tot setup-ul nou-nouț, mai avem un obiectiv și avem target achieved, Jonuțule, și să vină și microfonul nou, revenim, hăț cu palmier, Jonuțule, hăț cu o nouă curte, o curte naturală de data asta, am făcut o mare săritură din ziua în care, ziua mohorâtă în care Marian s-a ocupat de curte, Jonuțule, până astăzi, duminică, pentru că am fost plecați pe la concerte, Târgu Mureș, Piatra Olt, cheluțul l-a trăcat de obicei frenetic, Jonuțule, dar așa este el când este lângă piscină, pentru că știm cu toții, nuată cheluțul, Jonuțule, deci normal că atunci când e lângă apă, face ca toți dracii, se exorcisează. Bun, avem în felul următor, Jonuțule, ei sunt acum un pic zăpăciți pentru că au fost mutați, zăpăciți din habitatul lor, dar se vor repune pe picioare și va reveni Marian să le facă și un tratament frumos. Avem așa, 1, 2, 3 palmieri, Jonuțule, 4 palmieri înalți, 2 pitici, acum la piste de rezistență, fiți atenți, aici părerile sunt împărțite, iar eu aștept părerile voastre și de rău augur și de bun augur, pentru că Dumnezeu știe că sunt de toate, Cionuțule. Țineți-vă bine. Este extrem de multă controversă în ceea ce privește ce veți vedea în următoarele secunde, Cionuțule. 3, 2, 1, tadam! Ăsta este bonsaiul meu gigant, Cionuțule. Unii spun că este oribil, alții spun că este frumos, mie îmi place de mor. De ce îmi place de mor? Pentru că este altfel. Într-adevăr, arată ciudățel. Are 50, 100, 400, 500 de ani, cine o știe câți ani are, că parcă nu pot să cred că are chiar 200, Cionuțule, vă mărturisesc cu mâna pe inimă, dar mie îmi place foarte mult. Cucu, ești dintre cei care este de acord cu mine? Eu pot să mă bag cu japca aici, să zic că mi se pare ceva senzațional să ai un bonsai din ăsta la tine în curte, nu? Și mulți și-ar dori asta, dar nu știu dacă o să reziste România acum. Bă, frate, eu îi dau toată dragostea mea, vorbesc cu el, i-am udat astăzi, i-am zăpăcit, că e complicată situația. Veniți în coastă. Ăla e și mai frumos, ești nebun, senzațional. Un pitic e o mare problemă, deci fiți atenți, v-am spus și în dublele celelalte, dar reamintesc. Vecele astea au venit din Africa, Jonuțule, pentru că numai acolo a găsit Marian, Africa sau ceva de genul, ghivece atât de mari, albe, Jonuțule. Ăsta, grasul ăsta pitic a fost norocos. De ce? Că aici e jardiniera și l-am băgat cu mult pământ. Țineți minte de când îl îngropau băieții. Iarăși, din gama controversă, Jonuțule, avem și un măslin aici, pentru cei care na, s-au mai plimbat în Grecia, măslinii sunt lângă palmieri. Deci ei, din punct de vedere al climei, se potrivesc, corect, nu? Da. Dar iarăși e cu controversă. Adică unii zic că e un copac zăpăcit, trist, care nu merge într-un context exotic. Eu zic că e frumos. Mi se pare și cu ce mi se pare că seamănă cu copacul ăla rar care e, știi, unul singur pe câmp și îl vezi așa. Știi copacul ăla singur pe câmp? În fine, palmierus ăla mi se pare, ăla e preferatul meu, Jonuțule. 4 metri jumătate are înălțime. M-a spart, deci efectiv este preferatul meu. Ce vrea Marian, dar asta mă sperie un pic, mi-a zis așa, bă, ca să țină și iarna, să n-ai probleme cu ei, că toată lumea întreabă, domne, ce faci cu ei iarna? Zice, vreau să-i băgăm în pământ. Și eu îi zic, păi cum să-i bagi în pământ, că eu aici am turnat beton. Ăsta e dec ceramic și are placă de beton toată partea asta, da? Și mi-a zis, nicio problemă, carotăm. Și zic, cum o să carotezi, ești nebun? Și mi-a zis că există și logic, că până la urmă așa au folosit și la pod acolo. Dar cum, doamne, iartă, mă ajungi cu ea? Carot așa. Și mi-a zis că vrea să caroteze în dec, bagă palmierul în pământ și după aia vine cu piatra albă în jur. E, nu știu dacă sunt atât de curajos. Cert este că... Băi, stai puțin, băiatul, că am băgat aici la mai ales cât e și cămara
tehnica acolo sau cum? Nu, aici ce să caroteze? Păi dacă a carotat aici, ajunge direct la sculele. Nu vreți să știți cât avem în pământ aici, Geruțule, la piscină. Amintiți-vă-ți, cum s-ar spune. Clar, va trebui să refurbișuim toată terasa la anul, Geruțule. Bine că le-a reparat Nașu și le-a buchisit să stea pe poziții, să nu mai arate ca după al doilea război mondial. Am auzit că oamenii comentau: "Doamne, dar cum să faci case dacă ai avut asemenea problemă?" Băi, fraților, echipele se schimbă, oamenii învață și vreau să vă spun un lucru. Oamenii stau la apartament cu două camere. Exact. Ideea este în felul următor. Prima oară e greu în toate, cam atât. Revenim. Băi, Geruțule, înainte să închidem acest superb vlog, uite, vino cu acolo. Uite-te puțin cât de frumos se vede, mă, savana mea. Uite savana mea încolo, mâncau artata. Uite cum ai și Măslinescu, ai și Palmierescu, Piticulescu, ai și Palmierescu, Înăltulescu. Doamne, nu mai suport casele alea grite, să dau odată vopseaua aia, dar am zis că nu mai repet greșeala. Deci eu aici am învățat, da, la mine, pe al meu am învățat și la voi fac calitate, da? Și am zis că nu mai dau vopseaua decorativă pe casă până nu termin gardul, Geruțule, pentru că asta am pățit la mine și a trebuit să vopsesc din nou casa. Deci, frunze sacrificate. Depresie. Aoleo, palmierii mei n-au fost foarte scumpi, 21 de milioane bucata, artificiali. Pentru cine își dorește, ei arată foarte frumos, dar trebuie să aveți mare grijă cu ei. Iarna trebuie ori înveliți, ori date frunzele jos, băgate în altă parte și învelite trunchiurile. Ceva trebuie făcut pentru că se deteriorează foarte rău. I-am lăsat eu iarna și fail total. S-au rupt frunze, bă, efectiv de la îngheț, cred că. Uite, vezi, a crăpat plasticul. S-au decolorat groaznic. Și ce crezi? Am zis, bă, asta este. Dacă din cei care mi-au mai rămas, dar uitați-vă și voi că alea sunt frunze sacrificate acolo, deci eu ce mai am? 3 lulele, 3 surcele de frunze, da? Zic, poate mai scot 2 palmieri din 5 și aia îi pun pe unde pot, că mi-e milă de ei. Moment în care mă contactează așa zisul Andrei pe e-mail dorianpopahopa@yahoo.com, unde întotdeauna așteptăm sugestiile voastre, Geruțule. Încercăm să facem față numărului mare de mail-uri, dar uite că printre ele de cele mai multe ori găsim idei extrem de cool. Mă sună Andrei: "Geonule, lucrezi și la Mercedes, ce crezi?" Și recondiționezi palmieri artificiali. Zic, cum adică recondiționezi palmieri artificiali? Păi să vezi, există frunze de vânzare pe diferite calități. Păi să vezi că trunchiul ăsta, dacă s-a decolorat, poate fi vopsit în culoare, după care lăcuit cu naturalețe. Păi să vezi că a scos Facebook-ul. Păi să vezi că mi-a arătat acolo poze și zic: "Mamă, Geruțule, vreau și eu." Și ce credeți, Geruțule? Ha! A costat ceva, nu este de nicăieri, Geruțule, dar toți acești palmieri o să arate ca în film din nou. Avem frunze de 1,40 m pe conurile de sus, Geruțule. Imaginați-vă în ce hal o să arate, da? Sunt absolut sigur că o să fie genial, Geruțule, dar toate astea în vlogul de zilele următoare, despre care v-am povestit deja. Primul vlog de așa natură din România, Geruțule. Stați conectați pentru că o să fiți extrem de surprinși. Vineri dimineață vine acest vlog și este gata să schimbe regulile jocului în România, Geruțule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți cusoperul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și foarte multă energie, Geruțule, noi suntem alături de voi înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul stâmpețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corile, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante! Seara dorită, tu puțin timidă, muzica strigă, vrea cucerită, hai.